Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre infecții recidivante la copii, adică în special infecțiile virale. Marea majoritate e reprezentată de infecții virale la copii. Ce trebuie să facem? Să nu ne panicăm, în primul rând. Da? Copilașii între o anumită vârstă, copiii care merg în colectivitate până în șase ani, vor fi răciți, vor avea nasul care curge, vor fi bolnăviori. Fără panică, tratăm simptomele, aspirăm nasul. Dăm antitermic, antiinflamator dacă temperatura depășește 38 de grade. Diminuăm durerea pe cât posibil. Dacă pacientul nostru, micul nostru pacient, are durere faringiană, dăm simptomatice. Nu sărim cu antibioterapie. Cel mai frecvent sunt infecții respiratorii recidivante de cauză virală. Pe terenul acestor infecții virale se pot grefa complicații, bineînțeles, otice, faringiene, amigdaliene, bronșice, care uneori trebuie tratate antibiotic. În principiu, dacă o viroză se ameliorează după, nu se ameliorează după șapte zile, înseamnă că intră într-o fază de complicație. Oricare ar fi ea, sinusală, otică sau traheobronșică. În momentul în care o viroză depășește șapte zile, adresați-vă medicului dumneavoastră de familie sau medicului orelist pentru a pune un diagnostic corect și a vedea necesitatea unei antibioterapii. Până atunci, tratați-vă copilul cu simptomatice. Scădeți temperatura, aspirați nasul, dați antitermice, dați congestionante și uh, dezinfectante orofaringiene.